Doamnelor, domnilor, bună seara, bun găsit la o nouă ediție retrospectivă a săptămânii, sunt Rafael Varga. Țara noastră ratează și de această dată intrarea în Schengen, dar nu ni se mai opune Olanda, care totuși a votat împotriva României, ci ni se opune pe față Austria, care spune că prin România intră cei mai mulți migranți și că România nu este pregătită să intre în Schengen și astfel a votat împotriva țării noastre. Desigur, oficialii de la București foarte supărați pe ceea ce a făcut Austria, mulți dintre politicienii români îndeamnă la a boicota firmele austriece. De asemenea, guvernul României a și chemat ambasadorul austriac la București să își exprime guvernul României manifestul și dezaprobarea pentru ceea ce a făcut Austria. Pe de altă parte, ministrul de interne din Austria spune că și el este supărat și această supărare vine la pachet, iată, cu supărarea României. Însă avem și reacții la nivel european. De exemplu, comisarul european pentru afaceri interne susține că prioritatea mandatului dumneiei va fi intrarea României în spațiul Schengen. Iar ministrul de interne, Lucian Bode, susține că poate în martie anul viitor România mai are o șansă să intre în Schengen. Rămâne de văzut dacă la anul sau peste 2, 3 sau 10 ani, de ce nu. Discutăm despre toate acestea, desigur, cu invitații din această seară. Este vorba despre Radu Herjeu, analist politic, invitat permanent. Bună seara, Radu! Bună seara. Și va fi alături de noi și avocatul Adrian Cuculis. Începem acum, doamnelor, domnilor, și discutăm despre raportul pe care l-a tot invocat zilele acestea Austria cu privire la imigranții ilegali. În publicațiile din Austria au apărut noi date legate de migrația ilegală venite chiar de la Ministerul de Interne de la Viena. Conform acestor informații, românii sunt pe locul 4 în topul traficanților după naționalitate, iar țara noastră este menționată ca stat de tranzit pentru jumătate din migranții care vin din Bangladesh. Rutele migranților trec din ce în ce mai mult prin România și Bulgaria. Atât România cât și Bulgaria fac parte din rutele de trafic care afectează Austria. Conform autorităților de la Viena, afirmațiile se bazează pe interogatoriile la care au fost supuși migranții ilegali și traficanții arestați, dar și pe analiza datelor obținute din mai mult de 400 de telefoane confiscate. De altfel, printre traficanți, Bulgaria este considerată țară de tranzit către Serbia sau România. Potrivit lor, față de Ungaria, România este considerată o graniță destul de ușor de trecut. Țara noastră și Bulgaria apar și în diverse sondaje din Austria. Rapoartele lor arată că 78% dintre migranții afgani indică Bulgaria drept prima țară din Uniunea Europeană în care ajung, la fel și 2/3 dintre marocani. Pe de altă parte, 50% dintre migranții din Bangladesh afirmă că au traversat prin România. Acest raport, doamnelor, domnilor, a fost publicat ieri dimineață înainte de a se întruni Consiliul Jai, înainte de a se aduna toți miniștrii de interne și a vota intrarea României, Bulgariei și Croației în spațiul Schengen. Însă, acest raport al Austriei este pur și simplu desființat de către datele oficiale ale Uniunii Europene. Radu Herjeu, cum vezi acest raport, ceea ce spune în acest moment Austria, și după aceea aș vrea să vorbim și despre faptul că după ce s-a dat votul, după ce s-a aflat oficial România nu intră în Schengen, când s-a revenit la discuția aplicată pe migranți și traficanții de droguri, de persoane și așa mai departe, Austria a părăsit pur și simplu sala. E un pretext. E un pretext pentru n-are nicio susținere logică. Deci chiar dacă să spunem în cifre o fi adevărat, deci ele or fi reale, habar n-am, logic, n-au o legătură cu decizia Austriei. De ce? Să presupunem că jumătate dintre migranții care intră în Austria vin prin România. Asta înseamnă că cealaltă jumătate vine prin Croația. De ce Croația, da, e bună și România nu? Nu e logic. Doi, noi nu avem graniță cu Austria. Prin urmare, chiar presupunând că România ar fi un rai al traficanților de droguri, de persoane, de bombe nucleare, tot trebuie să mai treacă printr-o țară Schengen ca să ajungă în Austria. Ungaria. Despre care, ce să vezi, nimeni n-are nicio nemulțumire. Nici cancelarul austriac, nici ministrul de interne austriac n-au niciun fel de problemă și nu o pomenesc absolut nicăieri.
toți discută ca și când la granița între România și Austria, inexistentă, dar la acea graniță, vameșii și români fac așa, hai, treceți, 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 treceți. Deci, încă o dată, este complet ilogic, iar cifrele n-au niciun fel de relevanță în acest caz, și dintr-un alt motiv. Bun, și acum, dacă nu ne-au băgat în Schengen, se vor schimba lucrurile? Vor fi mai puțini migranți care vor trece prin Bulgaria și România și prin Ungaria ca să ajungă în Austria? Nu, eu mă îndoiesc profund. Dimpotrivă, s-ar putea ca Lehamita și Revolta s-ar putea să permită mult mai multor migranți să treacă pe teritoriul României. Deci, încă o dată, raportul nu are niciun fel de relevanță. Sigur, sunt niște cifre care de obicei iau ochii oamenilor, iar acele cifre au fost publicate exclusiv pentru austrieci. Deci, pe Austria nu interesează sentimentele românilor și idiosincraziile și sensibilitățile românilor ca să le menajeze și să le dea, vezi, Doamne, niște argumente. Adică, Doamne, noi nu avem nimic cu voi. Dar uite cifrele reci ce spun. Nu, ei se adresează exclusiv austriecilor. Din motive de extremă dreapta, de și alegeri, imigrație și așa mai departe. Și atunci au venit cu aceste cifre ca să justifice în fața presei austriece, care o parte a fost destul de dură cu guvernul de la Viena, să justifice această decizie care încă o dată este complet ilogică pentru marea majoritate a celor care observă sau sunt interesați de subiect. Bun, însă astăzi dimineață vine președintele Austriei și susține într-o declarație că nu este de acord cu ceea ce a făcut guvernul, în special cancelarul și ministrul de interne, prin blocarea României la spațiul Schengen, și spune totodată că prin ceea ce a făcut Austria, adică poporul său, a pus practic în pericol economia austriacă. Adrian Cuculis, bună seara, bine ai revenit la noi la Metropola TV. Cum vezi declarația președintelui austriac după ce ieri am văzut votul pe care l-a dat guvernul său? Păi, simțea cumva ce urmează să se întâmple, pentru că vedem de fapt niște repercusiuni și, dacă vreți așa, un tsunami care s-a revărsat cumva asupra tuturor companiilor care acționau aici în România. Și haideți să ne uităm puțin cu toții că Austria până la urmă avea o piață de desfacere extraordinar de bună în România și de relațiile cu România erau unele bune din punct de vedere comercial. Unde mai punem că... acum, și o parte din asta așa ceva mai tristă, România se ducea și se trata în Austria de foarte multe ori. Dacă vrem o parte mai fericită, românii se duceau în Austria la tot felul de activități sportive de iarnă. Adică exista o relație comercială foarte bună. Sigur că au pus în pericol economia lor și nu înțeleg pentru ce. Nu putea să facă treaba asta o altă țară și a ales-o Austria, cumva a fost trimisă la înaintare. Chestiunea cu Schengen... frumos, printre altele, și mesajul Nine Schengen România, eu cred că este ea Schengen România. E posibil că această situație în care ne aflăm acum, bineînțeles, văzut că s-a retras ambasadorul României, ambasadorul Austriei în România, s-au întâmplat niște lucruri în sensul acesta, dar nu este suficient. Adică, spuneați dumneavoastră mai devreme că ce, că avem noi o problemă cu migrația, că trec pe la noi prin țară și ajung în alte părți? Nici de cum, avem granițele... La granița imaginară cu Austria. Da, exact. Noi oricum avem niște granițe foarte bine puse la punct, din contră, facem parte din blocul NATO și mai ales că avem un conflict armat peste granițe, din punctul ăsta de vedere stăm foarte bine. Nu înțeleg exact care a fost miza acolo, dar miza negativă pentru ei este într-adevăr că da, nu știu dacă ne-a apărat economia pe de-a întregul este pusă în pericol. Poate să fie doar o simplă declarație politică, cumva să scuze, de fapt, mi se pare inadmisibil ca un președinte de țară să vină cumva și să spună guvernul său de acolo nu știe ce face și președintele să spună că nu e de acord cu ce a făcut guvernul și guvernul totuși să ia decizia respectivă. Adică asta nu este o chestiune pe care o dezbați așa la o ședință unde mai bei și o cafea. Nu, e o chestiune serioasă. Deci nu poți să spui că președintele este de acord și guvernul nu este de acord. Cred că este un antagonism mult prea mare și mai ales când vine vorba despre un asemenea vot care, repet, este absolut un vot politic. Bun, scuze-mă, te rog. Vreau să spun ceva. E un antagonism perfect explicabil, chiar și pentru Austria. Președintele a fost foarte mult timp social-democrat, apoi a fost în Partidul Verzilor, a candidat ca și independent. Deci și politic, el este opus ca doctrină cancelarului, care e din, mă rog, Partidul Popular. Pe de altă parte, să fiu a doi imigranți.
care au fost naturalizați în Austria, prin urmare, are o altfel de sensibilitate vis-a-vis de subiect decât genul ăsta de atitudine foarte dură austriacă, nein imigranți, nein România. Deci este explicabil, mai mult decât atât, acolo, spre deosebire de noi, există o diferență foarte clară între atribuțiile președintelui și cele ale guvernului. În atribuțiile președintelui nu intră genul acesta de decizii. Eu sunt convins că el știa dinainte, n-a fost o surpriză ieri, se uita și la televizor și zicea: "A, uite ce face cancelarul meu, a votat împotrivă." Nu, e clar că știa dinainte, numai că pârghiile acolo pentru a influența o astfel de decizie nu stau la Palatul Prezidențial. Prin urmare, de asta spun, antagonismul respectiv este și eu cred că este un gest pe care un președinte trebuie să-l facă, pe care al nostru nu-l face. Eu sper să discutăm și despre asta, dar un președinte de stat care în acest moment este în centru supărării și frustrării a două popoare din familia europeană și a multor altor supărări din celelalte țări care nu înțeleg decizia Austriei, un astfel de gest al președintelui austriac este absolut normal pentru a încerca să mai diminueze puțin presiunea și supărarea celor la adresa țării sale. Aruncă oricum în ridicol întreaga societate de acolo și până la urmă conducerea țării. Nu știam informațiile astea personale despre președinte. Bun, atunci se justifică cu atât mai mult, dar și mie mi-este foarte greu să cred că nu se știau lucrurile astea și acum să vii și să spui: "Vai ce rău îmi pare că noi nu am votat așa cum..." Care era soluția? Soluția trebuia găsită la ei în țară, adică da, chiar dacă există... Mă rog, cred că soluția trebuia găsită la noi în țară și după aia la ei. Începând, da. Corect. Cert este că spune așa președintele austriac: dimpotrivă, economia austriacă este acum amenințată cu amenzi ca urmare a contramăsurilor românești. Nu putem face față provocărilor din domeniul zborului și migrației decât împreună cu partenerii noștri din Uniunea Europeană. Sper ca o soluție prin dialog să fie posibilă cât mai curând. Dar, referitor la ceea ce au spus liderii europeni, haideți să vedem un material, pentru că nu doar România și-a arătat dezacordul, desigur, după ceea ce a votat Austria, ci și inclusiv liderii europeni. Iată materialul. Cu toate că Austria și Olanda au fost împotriva aderării României și Bulgariei la spațiul de liberă circulație Schengen, restul țărilor UE au susținut țara noastră. Comisarul european Ylva Johansson a spus că rolul Comisiei Europene este să fie optimistă și a promis că va face din aderarea României și Bulgariei la Schengen prioritatea mandatului său, care se încheie în 2024. That when we are united in the European Union, we are so strong. We can achieve so much. And of course, in this moment, when it comes to the accession of Romania and Bulgaria, we are not united, and that makes us very weak. And that makes me also sad. La rândul său, ministrul ceh de interne a declarat că va face tot posibilul ca un nou vot pentru extinderea Schengen să se desfășoare curând. I also want to have the definition of priorities of Swedish presidency. They will introduce their priorities and we as the Czech presidency will be very supportive that this type of priority, it means Schengen enlargement for Bulgaria and Romania. Croația este țara care va intra în Schengen după ce a obținut un vot favorabil la Bruxelles. Așadar, Croația intră în Schengen, România, Bulgaria mai așteaptă, rămâne de văzut cât timp. Cert este că aici, la București, se întâmplă lucruri, așa cum ați auzit. Ambasadorul României la Viena a fost chemat în țară. De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe l-a chemat pe ambasadorul austriac la București să primească informarea că România nu este mulțumită după ceea ce a făcut Austria. Ne spune despre tot ceea ce înseamnă acest lucru colegul meu, Tiberiu Sas, senior editor Metropola TV, specializat pe domeniul externe. Bună seara, Tibi! Bine v-am găsit. Putem spune că este vorba chiar despre un protest diplomatic la cel mai înalt nivel în acest moment, la adresa Austriei. Spun asta pentru că Bogdan Aurescu, ministrul nostru de externe, îl cheamă pe Emil Hurezeanu, ambasadorul nostru în Austria, în țară. Chemarea are legătură cu votul negativ pe care Austria l-a dat României în privința aderării la spațiul Schengen. Ministerul de Externe anunță că este un gest politic care subliniază poziția țării noastre de dezacord ferm cu conduita Austriei și indică decizia de diminuare a nivelului actual al relațiilor cu acest stat. Vom vedea în ce context o să se întâmple lucrurile, pentru că dacă aș merge mai departe, aș putea spune că este un semnal că relațiile dintre România și Austria vor intra într-o perioadă de răcire
Spun asta pentru că acolo va rămâne un funcționar de rang scăzut, odată cu venirea periodică. Nu știu cât o să stea Emil Hurezeanu la consultații în România sau nu. Și astfel, țara noastră va arăta oarecum interesul pentru această țară că s-a diminuat. Este un semnal pe care România avea să îl transmită puterii de la Viena, că a fost deranjată de decizia Austriei din, cu votul din data de 8 decembrie. Pe de altă parte, și ambasadoarea Austriei la București a fost convocată la Ministerul de Externe, tot în semn de protest față de votul negativ privind aderarea țării noastre la zona Schengen. Mai a amenințat cu vetoul Austriei, că vetoul Austriei va produce consecințe inevitabile asupra relațiilor bilaterale. Am citat din un comunicat MAE. Vom vedea și acest lucru, cum se va derula, ce vor însemna aceste consecințe, în ce vor consta aceste consecințe bilaterale. Până atunci rămâne să mai aflăm lucruri și pe parcurs ne vă vom ține la curent despre aceste consecințe luate de autoritățile de la noi din țară. TV, mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Așadar, Radu Herjeu, România își cheamă ambasadorul de la Viena și totodată a fost chemat și ambasadorul austriac la București, la Ministerul Afacerilor Externe. Ce crezi că urmează? Alte gesturi inutile și goale de orice fel de conținut, doar pentru a masca eșecul extraordinar al autorităților de la București. Pentru că despre asta vorbim în primul rând. Asta cu rechemarea ambasadorului sau cu chemarea la ambasadorului Austriei, ca să-i spunem, ce, știi, tanti, că am zis că eu doamnă, suntem foarte supărați, mama tale, că nu ne-ați primit în... Așa, și femeia o să zică, da, domnule ministru, o să transmit la Viena, de parcă Viena nu știe lucrurile astea. Deci, încă o dată, sunt niște gesturi absolut caragioase, care venind de la un ministru de externe aproape inexistent în ultimele luni, în bătălia pentru Schengen, nu fac decât să arate și mai mult responsabilitatea Bucureștiului în acest eșec. Înainte de a da vina pe Austria, hai să ne uităm puțin în propria ogradă și să vedem ce au făcut autoritățile de la București, nu în ultimele 3 zile la televizor, nu, ce au făcut în ultimii ani, știind că se apropie din nou acest vot. Nimic, o să vă spun eu. Sau au făcut altceva. Am aflat astăzi cu multă bucurie pentru om că responsabilul pentru Schengen din Ministerul Afacerilor Interne, deci practic omul care a coordonat strategia Ministerului de Interne de aderare la spațiu Schengen, a fost înaintat acum 11 zile în grad, pentru merite deosebite în activitatea sa. De ce nu a așteptat să vadă dacă, să vedem dacă intrăm sau nu în Schengen și după aia să-i mărești gradul? Nu. Mai mult, domnia sa a fost în ianuarie sau în primăvara acestui an, a fost decorat de președintele Austriei. Tot pentru merite extraordinare în colaborare, în... Nu vi se pare ușor caragios tot ce se întâmplă? Deci omul a fost înaintat în grad ca să se vadă acum, de fapt, eșecul extraordinar al activității departamentului, al ministerului respectiv și al diplomației românești în general. Deci, încă o dată, toate aceste lucruri, și mă aștept ca și Iohannis să iasă cu niște genuri, să spună, l-am sunat și eu ieri pe cancelarul Germaniei și i-am spus în germană că așa ceva este imposibil. Mă aștept la astfel de lucruri, pentru că, încă o dată, ei au acum de acoperit un eșec. Trebuie cumva să distragă sau să, ca toată această supărare, frustrare, amărăciune și acest curent anti-european care va prinde putere zilele astea, cumva să-i ocolească, să nu-i lovească pe ei, pentru că ce să vezi, ei încă mai au interese electorale în țara asta, nu prea puțin interesează Schengenul, ci doar cum îi afectează pe ei acest eșec. Pentru că dacă e să fim axați pe cine are de câștigat din intrarea noastră în spațiul Schengen, sunt oamenii care stau la șoferii care stau în vămi foarte mult, cu orele. Ar fi avut, de exemplu, și Iohannis foarte mult de câștigat din intrarea Schengen. Ar fi fost singurul lucru benefic. Pentru că și-ar fi asociat numele cu această reușită a României, care ar fi fost, într-adevăr, o reușită, chiar dacă, după 11 ani. În felul ăsta a ratat, cred, din punctul meu de vedere, și ultima șansă de a-și asocia numele cu vreo reușită a acestei țări în acești 10 ani de 2 mandate. Bun, că tot vorbim de președintele Klaus Iohannis, Adrian Cuculis, am avut aseară undeva la 2 ore după ce s-a aflat, 2, chiar 3 ore după ce s-a aflat că nu intrăm în spațiul Schengen, o reacție din partea președintelui, nu o declarație pe video sau o conferință de presă, ci un comunicat de presă. Cum vezi acest lucru?
Da, eu în ceea ce îl privește pe președintele Iohannis am prea puține cuvinte pentru că, bun, n-a fost președintele meu, că se tot vorbea de treaba președintele meu, al tău, al nu știu cui, eu nu l-am votat, așa că nu pot să mi-l asum. Bine, este totuși președintele tuturor. Da, e României, da. Dar nu, e al meu că nu l-am votat. Bun, ce se întâmplă? Eu eram aici la dumneavoastră la emisiune acum vreo, tot în aceeași formulă, o lună să fie. Cam așa. Și mă gândesc că am ratat previziunea. Eram foarte hotărât pe ceea ce spuneam și convins de faptul că o să intrăm. Domnul Hergeu zâmbește așa. Era singurul care spunea de aici că nu vom da, intra. Da, da, și o spunea la fel de vehement ca mine când eu spuneam că nu, așa vor fi lucrurile și vom intra, o să fie tot în regulă. Dânsul spunea, nu, n-o să... ok, bun. Am avut dreptate. Am pierdut pariul ăsta imaginar, ca să-i spun așa. Eu mi-aș fi dorit să-l fi câștigat nu pentru mine, ci pentru România, în primul rând. Și eu mi-aș fi dorit să-l fi câștigat tu. Adică... Chiar aseară m-am întors din Belgia, printre altele. Și în continuare stai întins pașaportul, aștepți, asta e. Și probabil că o să mai dureze treaba asta. Ce se întâmplă acum la Bruxelles? Că urmează, după ce va prelua președinția prin rotație, Suedia, nu cred treaba, nu. De data asta chiar nu mai cred. Acum cu Iohannis. Rămâne un gust amar, în fine. Iohannis a ratat multe momente în ultimii 10 ani de zile, 9 ani de zile, în așa fel încât să credem acum că la acest moment de răscruce și extrem de important și pentru imaginea României, pentru că acum treaba asta se știe și se vorbește despre faptul că România și Bulgaria nu au aderat la zona aceasta a Schengenului, adică la libera circulație, realmente liberă circulație, probabil în toată Uniunea Europeană, în orice țară europeană, în orice spațiu Schengen, în orice, la orice oficiu, dacă vreți, de trecerea frontierei, când întinzi pașaportul de România, oamenilor le vor veni în cap, sunt ăia care au fost respinși, chiar dacă îndeplineau condițiile, probabil, nu le spune nimeni treaba asta, ci pur și simplu, domnule, România nu are ce căuta acolo, aveți o problemă cu migrația, aveți o problemă serioasă, n-aveți ce căuta acolo. Acum vreo săptămână discutam în emisiune la o colegă de-a noastră despre faptul că România a găzduit acea conferință pe NATO, pe tot ceea ce însemna securitatea la frontierele NATO și așa mai departe. Și sigur, toată lumea zicea despre faptul acesta că da, este foarte bine, este totul super în regulă. Da, și eu am spus același lucru, doar cu mențiunea că de fiecare dată când noi vrem ceva, nu se întâmplă niciodată. Niciodată nu putem să venim cu ceva în așa fel încât să-i determinăm și pe ceilalți să ne ajute când avem nevoie. Și nu neapărat că am avea nevoie, dar e o chestiune de bon ton până la urmă, după atâția ani de zile, în care chiar ne-am dat interesul. Apropo de MCV, că și ăsta era un mare minus pe care îl aveam, să stea așa cu lupa pe tine să vadă ce face acolo, nu era chiar în regulă. Am ratat chestiunea cu Schengenul. Dar vreau să vă spun o chestiune. Nu România a ratat intrarea în Schengen, ci politicienii noștri au ratat intrarea în Schengen. Printre altele, auzisem așa la mica bârfă, dacă vreți, că mulți dintre miniștrii noștri care ar fi avut, și mă uit către domnul Bode acum, bineînțeles, ar fi avut obligația realmente să ia legătura cu ceilalți miniștri care se ocupă cu același lucru, cu ceea ce se ocupă și dânsul, nici măcar nu, când s-au auzit la telefon, nici măcar nu i-a văzut vreodată. Adică niște chestiuni care realmente te fac să te gândești că nu am fi avut nicio șansă de la bun început. Că dacă oamenii nu știu nimic despre tine, ok, Austria e o altă poveste. Cum te-ai fi așteptat? Când am avut timp suficient să pregătim treaba asta. Avem europarlamentari care se puteau întâlni cu europarlamentarii lor, cu europarlamentarii noștri. S-au întâlnit noștri. Atunci, în ultima... Nu, dar nu merge așa. Pe ultima sută nu de merge s-au așa. Întâlnit. Nu merge așa. Eu vreau să veniți la mine la nuntă și vă anunț în ziua anunții. Da, îngreșăm porcul în ajun. Cum nu poți să vii la anunț? Da, eu sunt extrem de supărat. O să dau un comunicat de presă că ne-ai vii la... Nu se poate treaba asta. Bun, și întrebarea e... Întorcându-ne la... aici închid cu domnul Iohannis, nu ne puteam aștepta la altceva. Sigur că decent ar fi fost din partea unui președinte. Cred că mai decent a fost președintele Austriei decât a fost președintele nostru, care totuși a venit, a spus ceva, să fie și să fi spus niște chestiuni ferme, mai ales că nu ne-am fi așteptat Austria, bucățica aia de pământ, care a fost la un moment dat anexată Germaniei Mari. Vorbesc aceeași limbă până la urmă, da?
ne așteptam cumva să vedem altfel lucruri. Bun, și lucrurile sunt cele pe care le vedem astăzi. Cert este că ne întrebăm cine va deconta, dacă va deconta un lider politic, un politician din România cu o demisie, ceva, Radu Herjeu. Să știi că a vorbit despre acest lucru Lucian Bode în această după-amiază și susține că dacă se va lua în calcul, nu știu, să fie demis sau o moțiune simplă în Parlament, abia așteaptă să explice cât de mult s-a implicat și cât de mult a luptat pentru intrarea României în spațiul Schengen. Da, bine, doar nu se așteaptă nimeni ca domnul Bode să-și dea demisia și nici ca președintele Iohannis să-și dea demisia sau să ceară demisia responsabilă. Adică nu, hai să nu fim copii, că trăim în România. Plus că și Ministerul de Interne e tot la PNL și cel de externe. Și oricum Bode este unul dintre apropiații Palatului Cotroceni. Bun, nici nu mă aștept. Domnul Bode, probabil nefiind politician, habar n-am. El n-a învățat că actul de demisie e un gest de onoare în fața unui eșec, în fața unui obiectiv ratat. Nu neapărat din culpă personală. Miniștrii, în momentul în care premierul Ponta și-a dat demisia după tragedia de la Colectiv, n-a făcut-o pentru că s-a dus și a pus foc acolo și l-au prins. Nu, ci pentru că în calitatea sa de premier s-a simțit responsabil pentru o astfel de tragedie în care au fost implicați cetățenii ai țării sale. Deci astfel de gesturi, încă o dată, sunt făcute de oameni de stat, de oameni politici cu adevărat. Ceilalți vor găsi întotdeauna scuze, domne, nu e vina mea, păi eu, cât m-am agitat, păi n-ați văzut voi în presă, păi n-am trimis eu comunicate, cât m-am agitat eu să intrăm în Schengen, dar dacă nu s-a vrut, asta e ghinion, lasă că mai încercăm în martie, că am văzut acum declarația. Lasă că mai încercăm în martie, că e ca la loto, pronosport, la 6 din 49, lasă că se mai trage și săptămâna viitoare, poate avem noroc, jucăm aceleași numere, că poate ies. Deci, nu mă aștept la... și vreau să spun sincer că nu mă aștept, nu știu, asta eu cu Hurezeanu, eu aștept să se confirme știrea, într-adevăr, dacă a fost rechemat de la post și unde va fi numit. Pentru că, ok, l-ai luat de acolo și după aia îl numești în Statele Unite, nu e chiar așa o mare pedeapsă pentru ambasadorul nostru, care și el a fost inexistent. Deci, să ne înțelegem. Și sunt aici de acord cu domnul avocat, responsabilă în acest caz, spre deosebire de alte cazuri, de alte situații, în care întreaga societate românească avea o oarecare doză de responsabilitate pentru cum își face fiecare cetățean treaba la locul lui de muncă și în comunitate. De data aceasta nu e vina României și a românilor. Ei n-aveau ce face. Deci românii nu puteau ieri sau acum un an sau acum doi ani să zică gata, hai ne mobilizăm, hai să facem ceva. N-aveau ce să facă. Singura mobilizare trebuia să vină din partea autorităților. Eșecul nu se poate pune și în momentul în care spui că România a eșuat, nu, România n-a eșuat. România eventual a eșuat în tentativa de a-și găsi niște lideri capabili să o ducă acolo unde merită. Și în această situație, România chiar merita să fie în Schengen. Așa cum, din punctul meu de vedere, România nu merita la momentul respectiv să intre în NATO sau să intre în Uniunea Europeană. Cu toate astea, liderii de atunci ai României au știut să ducă negocierile în așa fel încât au trecut peste această dificultate obiectivă și au reușit să negocieze și să închidă toate capitolele de negociere pentru ca noi să intrăm și în NATO și în Europeană. Lucru care acum, teoretic, era mult mai simplu pentru că era strict o problemă tehnică de securizare a frontierelor. Nu s-a putut. De ce? Pentru că pe parte politică, pe parte de negocieri, în afară de trei, eu am identificat trei europarlamentari, nu mai mulți, care s-au implicat cu adevărat în această problemă. Restul celor care puteau, nu știu, măcar schimba percepția unor autorități străine vis-a-vis de România, n-a existat. Să te duci cu cifre care să le combată pe cele austriece. Să-i chemi în România și să-i duci să viziteze vămile, să vadă cum se dă, nu știu, ceva. Făcut ceva. Nu s-a făcut nimic. Bun, cu siguranță vă aduceți aminte, în urmă cu două săptămâni am avut un europarlamentar austriac care a criticat în termeni foarte duri România și spunea că România nici măcar în Uniunea Europeană nu ar merita să fie. Ei bine, acest europarlamentar a vizitat țara noastră săptămâna trecută și ieri dimineață, înainte de votul miniștrilor de interne din toate statele membre ale Uniunii Europene și a cerut public scuze și iată declarația, o comentăm după. Ich habe damals meine Meinung darauf begründet,
Aus Erfahrungen, die ich persönlich gemacht habe, mit Rumänen in meiner Heimat in Deutschland im Ruhrgebiet. Rumänen, die ganz überwiegend der Volksgruppe der Roma angehören. Und ich muss sagen, ich habe unglaublich herzliche und gastfreundliche Menschen kennengelernt. Menschen, die kommerziell vielleicht arm sind, ärmer als die Menschen in Deutschland. Aber Menschen, die trotzdem reich sind, denn sie sind stolz. Ein Stolz, den viele Deutsche leider verloren haben. Așadar, am întâlnit români mai săraci decât germanii, decât oamenii de pe care locuiesc în Germania, dar totuși au ceva ce nu mai au germanii, locuitorii Germaniei, mândria de a fi român. Adrian Coculis, cum vezi acest lucru, această declarație care a venit ieri dimineață, această cerere de iertare după ce a umilit România? Da, dar vedeți că e foarte interesant unde este făcut mesajul, că nu este transmis de la el din fotoliu de acasă. Este exact din Parlamentul European și asta mi-arată mie două chestiuni. Aici nu știu dacă realmente chiar a fost în România, dacă a fost, îl mai așteptăm, că sunt tot felul de zone frumoase, chiar foarte multe zone frumoase, dar cred cumva că a venit și pe filieră politică. Nu poți să apar să spui așa ceva, la, mai ales într-un plen, sau să spui public chestiunea asta, tu fiind europarlamentar, păi ca și cum ai cere excluderea din blocul comunitar al unei țări. Ceea ce a spus într-adevăr în prima parte a expozeului pe care l-a avut este foarte posibil să fie adevărat. Foarte mulți au această reținere, dacă vreți, sau cumva se confundă niște lucruri când vine vorba despre România. E adevărat că și noi avem o infracționalitate când vine vorba despre cetățenii români, atenție, cetățean în sensul legal al cuvântului, avem o rată a infracționalității destul de ridicată. Și vă dau cel mai recent exemplu, l-am reprezentat în extrădarea pe care a avut-o, pe cel care este acuzat, spre exemplu, în fostul stat al Uniunii Europene, Marea Britanie, că ar fi ucis din culpă, se spune, 39 de migranți. Și atunci, eu nu zic că noi ar trebui să fim puși la zid, că sunt tot felul de naționalități care sunt văzute extraordinar de prost. Declarația lui, sigur, e bine primită, foarte bine că a venit aici, dar dacă a spus-o cu sinceritate și realmente el a trăit lucrurile astea pe pielea personală, dacă vreți, ăsta este un exemplu foarte clar pentru europarlamentarii noștri care ar trebui să publicizeze mai bine ceea ce se întâmplă aici în România, să expună mai pe larg, de fapt, cu ce se ocupă românii în România și nu doar în România, ci inclusiv acolo la ei în Germania sau în oricare alt stat din lumea asta o să găsim niște români geniali, care țin niște sisteme impresionante. Nu mai vorbesc despre zona de securitate, că românii sunt super pricepuți și avem merite extraordinare. Mai ales pe partea cibernetică. Întocmai. Deci ceea ce a spus el, nu știu prima declarație, dar cumva eu pot închipui, dacă ăsta a fost mesajul de scuze, că are probabil și o influență sau a fost influențat și politic. Nu cred eu că s-a urcat el în avion și a venit în România așa să vadă, să se convingă pe propria piele. Dar realmente România ar trebui, prin toate mijloacele pe care le are și slavă Domnului că avem, dar ele nu sunt folosite, europarlamentarii trebuie să fie primii. Nu mai vorbesc cu șeful politicii externe și tot ce înseamnă diplomație externă, plus președintele României, care asta este principala lui obligație, dacă tot și-a făcut atât de multe vacanțe. Apropo de vacanțe, că făcea vacanțe în Austria și ăștia au fost primii care ne-au spus nu, viteză, nu intrați, sau mă rog, n-ai în Schengen, că sună mai interesant. Deci, cred că avem nevoie de, nu de o imagine mai bună, că țara are o imagine, trebuie să o cunoască și cei care nu ne cunosc. E un pic de publicitate, dacă vreți, pentru România. A fost în România, mai exact în Valea Jiului, a fost primit cu sarmale, ciorbă și ciorbă de burtă și țuică, a stat 3 zile în România, așadar în județul Hunedoara. Vine această declarație Radu Herjeu pentru a arăta încă o dată că Germania susține pe bune România pentru intrarea în zona Schengen? Pentru că declarația pe care a făcut-o acest europarlamentar atunci când a jignit România și a comparat-o cu o țară bananieră a venit tocmai atunci când s-a discutat foarte mult despre zona Schengen și dacă să adăugăm țări sau nu în spațiul Schengen. Nu, europarlamentarul, din câte știu, aparține unui partid de extremă dreapta a PD-ului. Prin urmare, nu poate vorbi în numele Germaniei sau a politicii oficiale a guvernului din Germania. Acest europarlamentar n-a venit singur în România, ci la invitația doamnei Natalie Intotero.
Schimbarea de atitudine, nu știu cât este de onestă, că nu-l cunosc pe om. Mi-e greu să cred că după 3 zile de stat pe Valea Jiului s-a convins el că noi nu trăim într-o țară bananieră și mai ales că problemele lui nu erau neapărat cu cetățenii, ci erau cu infrastructura, lucrurile pe care le-a pomenit în discursul lui extrem de dur de atunci. Dar aș fi vrut să văd cei 33 de europarlamentari, cred că avem, cum în acest an vin de mânuță cu cât un europarlamentar româno-sceptic aici. Și îl plimbă și îl duc la Voroneț, la Bran, la Peleș, în Delta Dunării, la Timișoara, la Cluj. Și ar fi găsit 33, ar fi găsit unde să-i ducă, după care să-i pună în avion, să-i trimită acolo și oamenii ăia din bun simț să iasă tot așa public în Parlamentul European și spună: știți ce? România e mult mai mult decât avem noi senzația. De ce? Ca și în politica românească, și în politica mare, cea europeană, contează foarte mult percepția. Dincolo de interese, care astea sunt, acelea pot fi sau nu satisfăcute prin negocieri de culise, dar există o mare doză de impact a percepției pe care cetățenii anumitor țări o au asupra României, de exemplu. Prin urmare, noi nu trebuia să luptăm. Noi, dacă puteam să satisfacem interesele Austriei, cererile pe care le-or fi avut, habar n-am, dacă puteam în limite rezonabile, trebuia să o facem și eu cred că am fi făcut-o. Noi trebuia, singura noastră armă era să luptăm cu percepția. Astfel încât în momentul în care cancelarul austriac ar fi spus Nein, România, să aibă o opoziție în propria țară de la cetățeni, să-i spună: dar de ce Nein, România? Ori nu există, pe austriești nu interesează, austriești iau de bune cifrele oficiale care au fost prezentate, pentru ei oricum România este o fostă parte, Transilvania e o fostă parte a Imperiului în care ei erau centru, n-au niciun fel de simpatie pentru foștii lor supuși, prin urmare, dar noi trebuie să luptăm cu această percepție. Cum lupți cu această percepție? Astfel, prin gesturi, cum a făcut doamna Intotero și pe care europarlamentarii noștri nu le-au făcut în cea mai mare parte. E foarte important, noi ne-am obișnuit și partidele s-au obișnuit să trimită la Bruxelles, la Strasbourg, să trimită niște oameni care n-au nicio treabă, doar pentru ca să fie un fel de, un loc călduț, plătit foarte, foarte bine și rezervat de obicei prietenilor, liderilor politici din acel moment din partide. Nu, ideea e măcar acolo. Asta se poate face eventual în România, dar măcar acolo trimite niște oameni care în astfel de situații să poată face față responsabilității. Bun, poate nu ne-ar fi primit, oricum ne-ar fi primit, dar eu mi-aș fi dorit să văd, repet, ca măcar în acest an, toți cei care ar fi putut schimba măcar un milimetru dintr-o opinie antiromânească din Occident să se implice. Nu s-au implicat și rezultatele se văd. Percepția este aceeași. Oamenii foarte mulți, dincolo de retorica cancelarilor europene: dar de ce n-ați primit România? Vai, dar ce urât din partea voastră. Ce să-ți povestesc? De parcă Germania n-ar fi avut pârghii să poată convinge Viena să dea un vot pozitiv. Deci, încă o dată, să nu fim totuși chiar foarte naivi. Deci, dincolo de asta, opinia publică din țările respective va rămâne cu această convingere. România n-a meritat să intre în Schengen, pentru că ia uite ce spun austriecii, migranți, traficanți de droguri, de persoane și așa mai departe. Bun, haideți însă să vedem care este părerea românului simplu, românului de rând, cu privire la neacceptarea României în spațiul Schengen, mai ales după ce europarlamentarii au îndemnat la boicota firmele austriece, băncile și așa mai departe. Ce părere să am, proastă! Păcat că noi suntem niște oameni primitori, ei ne resping cu atâta aroganță. N-am pomenit așa ceva. Sunt foarte tristă, pentru că românii de mult îndeplinesc condițiile tehnice, dar asta ne dovedește încă o dată că primează interesele financiare. Că dacă le-ar fi rău austriecilor și olandezilor în România, n-ar mai scoate profitul de aici. Dar cred că subiectul migrației este un subiect fals. Singura mea părere este că nu s-a făcut nimica ca să se strângă puțin mâna la austrieci. Adică prea ne-am dat pe mâna lor de la început, din 2004 până acum, le-am dat de toate. Și petrol, și gaze, și păduri, și ce să mai, bănci. Nu suntem deloc bine și e
cumva și vina noastră că n-am făcut ceva mai devreme. M-a așteptat până ne-au spus ei, nu, n-am început eforturile de acum un an. Părerea românilor, doamnelor, domnilor, aceasta este cea pe care ați văzut-o adineori. Adrian Cuculiso, concluzie, după ce i-ai ascultat pe acești oameni care, iată, sunt informați și știu drepturile și știu și nedreptățile prin care, iată, trecem cu toții. Este foarte important. Atâta vreme cât românii știu ce presupune Schengen, înseamnă că erau extrem de interesați încă de la bun început, de când se punea pe agenda ca pe data de 9 să rezolvăm și noi ceva din punctul ăsta de vedere, înseamnă că se uitau către subiectul acesta cu interes. Și n-ai cum să nu te uiți, pentru că sunt foarte multe firme care tranzitează până la urmă România, sunt multe firme care tranzitează alte state ale Uniunii Europene și trebuie să stea acolo cu zilele, cred că în continuare sunt acele cozi unde trebuie să stai foarte mult în așteptare. Dar peste toate lucrurile acestea, venim cumva după o perioadă în care românul, bine, 2 ani de zile am stat izolați, nu ne-am mișcat, s-au închis până la urmă granițele și așa mai departe. Însă România se obișnuise, românii se obișnuiseră să circule absolut liber. Libertatea asta cumva vine și este pusă sub semnul întrebării în momentul de față, când în continuare trebuie să scoți acel pașaport și să te legitimezi și să fii întrebat cu ce rută vii, cu ce cursă vii, dar de unde vii, să te verifice de 100 de ori. Stai la cozile cele interminabile. Bineînțeles. Și discrepanța asta, pentru că scrie cam peste tot, da? UE, non-UE, Schengen, non-Schengen. Ai în continuare senzația asta că provii dintr-o țară care este, părerea mea că este subapreciată, dar este privită în continuare foarte prost. Cum spuneam, o țară de lumea a treia. Din nefericire, cam așa ne privesc foarte mulți dintre cei către care ne îndreptăm atenția și mergem să-i vizităm, până la urmă să cheltuim niște bani acolo. Dacă vreți o concluzie, subiectul pentru mine este unul foarte clar. România nu a eșuat, nu are cum să eșueze, pentru că s-a dezvoltat foarte bine și foarte frumos, armonios, din foarte multe puncte de vedere. Sigur, avem de lucrat în continuare la... Dacă uitați, în urmă cu 10 ani, dacă ne-am fi uitat, sau 15 ani, pur și simplu riscai cu mașina să o parchezi într-un crater, să rămâi acolo, să mori într-o groapă pe șosele din România. Lucrurile s-au dezvoltat de atunci mult. Sigur, ar fi putut să facem și mai mult de atât, dar vedem că evoluăm. Suntem o economie care este într-o continuă creștere. Să vedem cum o să arate anul viitor. Dar cert este că nu România a eșuat. Parlamentarii noștri, care probabil că în continuare au senzația că este așa un joc toată povestea asta cu politica externă. Și mai ales cei care profită în acest moment, sau cel puțin declarativ, încearcă să atragă capital electoral pe seama acestei înfrângeri, sau nu neapărat înfrângeri, pe seama acestui eșec. Și îl vor atrage, cu siguranță. Cel mai probabil. Cert este că săptămâna viitoare, Consiliul și Comisia Europeană au fost chemate în Parlamentul European, la inițiativa Grupului Socialiștilor Europeni, pentru a discuta despre aderarea României la spațiul Schengen și pentru a prezenta care sunt următorii pași de urmat pentru realizarea acestui obiectiv. Este declarația făcută de vicepreședintele PSD, europarlamentarul Victor Negrescu. O foarte scurtă concluzie, Radu Herjeu, după toată această discuție Schengen, ca să trecem mai departe. Concluzia mea, văzând interviurile făcute pe stradă, este că mulți români încă mai au acel bun simț prin care reușesc să se ferească de, mă rog, manipularea oficială. Cel puțin cei care au rămas în material, se pare că au înțeles exact de ce nu suntem noi în Schengen. Eu sper ca mult mai mulți români să înțeleagă acest lucru și să fie mult mai atenți data viitoare când vor vota, astfel încât să se asigure că sunt reprezentați așa cum își doresc și că nu vor mai suferi dezamăgiri, frustrări, supărări din cauza unor oameni care nu se implică, nu sunt capabili și nu-și asumă responsabilitatea pentru eșecurile la care sunt părtași. Bun, mergem acum mai departe. Ne-a rămas foarte puțin timp din emisiune, dar vreau să abordăm și acest subiect. A fost adoptat bugetul pentru anul 2023 de către guvern și săptămâna viitoare acesta urmează să fie, de fapt a fost trimis către Parlament, săptămâna viitoare urmează să fie adoptat. Așa, ca o concluzie, avem cei mai mulți bani alocați către Ministerul Familiei, mai exact 620,7 milioane de lei, cu un plus de 600
19% față de anul acesta, însă sunt și multe ministere importante care primesc mai puțin bani și aici vorbim despre Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Energiei, Justiției, Muncii, Ministerul Public, dar și Ministerul Sănătății primește cu 6,3% bani mai puțin, de asemenea și Ministerul Sportului și Ministerul de Finanțe, Adrian Cuculis. Văzusem chestiunea cu bugetul și cum a fost împărțit. Bineînțeles că în fiecare an încercăm cumva să luăm din stânga, să punem în dreapta, adică e o cârpeală pentru că nu prea ai ce să-i faci. Sau cel puțin așa ni se spune că nu ai ce să-i faci. Eram aproape convins și de data asta mă bucur că am avut dreptate, că nu avem un buget care o să-l adoptăm undeva în 2023, eventual prin vară. Da, e chiar oricum prima dată când avem bugetul gata asta, în decembrie. Asta voiam să spun, de la momentul de la care s-a schimbat, mă rog, structura guvernului și a venit domnul Căciu la finanțe acolo, aveam aproape convingerea că așa se vor întâmpla lucrurile. E bine, s-a confirmat treaba asta. E bine că ne orientăm către zona de, bineînțeles o să spun, justiție, pentru că provin de acolo și e bine că încercăm să investim în zona de justiție, pentru că sunt multe de rezolvat. Sunt multe de rezolvat și pe legile justiției care bine, oricum n-au schimbat. Bine, justiția și Ministerul Public au bani mai puțin. La justiție mai puțin? Cu 51,7%. Era bine, pentru că ar fi fost bine să orienteze niște bani către justiție, pentru că sunt multe lucruri nefăcute de mulți ani de zile. Este bine că avem la sănătate. Acolo știu că s-a modificat un pic zona aceasta de buget. Și sănătatea primește tot mai puțin bani. Și sănătatea. Da. Înseamnă că am greșit ceva la niște calcule. Bun. Haide, Radu, și tu cu o concluzie, te rog. Asta e singurul lucru bun din punctul meu de vedere al acestui buget. Faptul că va ieși acum, astfel încât va permite bugetelor locale să fie adoptate mult mai repede, astfel încât comunitățile să funcționeze așa cum trebuie, nu așa cum s-a întâmplat în ultimii ani, în care bugetele locale erau undeva până mai, iunie, primele 3, 4, 5 luni fiind toate administrațiile locale fiind practic paralizate, neputând să miște nimic, nicio investiție, nimic, pentru că trăiau de fapt din niște bani ipotetici prevăzuți într-un buget pe care nu l-a adoptat încă. Dincolo de asta, eu aș remarca procentul foarte mic de la educație. Și referitor la educație, a fost foarte deranjată doamna ministru a educației de faptul că presa a prezentat deocamdată pe surse până să se afle oficial un procent cel puțin sub 6%, cum am făcut și noi săptămâna trecută, și a spus nu e adevărat, totuși e un procent mai mare față de anul trecut și să nu dezinformăm. Da, deci deranjată doamna. Bine, oricum, singura declarație de altfel de când a fost investită. Bun, nu e, oricum nu e vina domniei sale, e prea proaspătă în fotoliu acela, nu putea influența lucrurile acestea. E problema României Educate, a domnului Iohannis. Acolo este marea problemă. În momentul în care bugetul de înarmare și de apărare al unei țări este mai mare decât bugetul de educație, din punctul meu de vedere, ai o foarte mare problemă. Ești în secolul 21. Ai o foarte, foarte mare problemă. Și vei avea o foarte mare problemă în anii care vin. Vrei să mai spui ceva? Da, mi-e bine să cred. Eu eram convins că sănătatea o să primească un upgrade. Mi se pare incredibil că de la sănătate au putut să mai ia ceva. Și sigur, ok, au crescut bugetul de înarmare, cumva ales de înțeles de ce, în conferința NATO, în fine. Dar la sănătate să mai tai în condițiile în care mor oameni în spital, e halucinant. Da. Vreau să vă spun care este deficitul bugetar pentru anul viitor, estimat la 68,3 miliarde de lei, adică undeva la 4,4% din PIB. De asemenea, creșterea economică prevăzută pentru anul viitor este de 2,8%, iar cheltuielile destinate investițiilor vor fi de aproximativ 112,1 miliarde de lei, ceea ce reprezintă 7,22% din PIB. Emisiunea a ajuns la final, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Adrian Cuculis, avocat, mulțumesc pentru prezență. Desigur și ție, Radu Herjeu, analist politic invitat permanent. Sunt Rafaelo Varga, ne revedem săptămâna viitoare de la ora 18 la principalul jurnal al zilei. Seară frumoasă!